25 de tinere, printre care se aflau și două minori, au fost racolate din România și duse în Anglia. Acolo, fetele erau obligate să întrețină raporturi sexuale în urma acestor servicii membrii grupării infracționale, obținând aproximativ 1 milion de euro. Oamenii legii au stabilit că rețeaua de proxeneți a acționat în perioada ianuarie 2010-februarie 2013. În această dimineață, polițiștii și procurorii de ICOT au descins în 23 de locații. O parte dintre ele au avut loc și în județul Gorj. În urma acestor acțiuni au fost reținuți și audiați la parchetul județean 7 suspecți. Ați dus fete la Londra să te prostitueze? Ești vinovat? Ce-a făcut, doamnă? E adevărat că ați fi dus fete la Londra să se prostitueze? Ați racolat? Pardon. Ce-ați făcut? Concomitent cu desfășurarea acțiunii în România, s-a acționat și în Anglia. Astfel au fost efectuate 4 percheziții domiciliare în Londra, urmând ca persoanele identificate atât în România cât și în Anglia să fie audiate de către procurorii din cadrul DIICOT.